Luni 19 noiembrie, de la ora 19, în sala de sport John C. Hardy din Giurgiu se va disputa meciul de basket dintre CSS Giurgiu și UMO Bitelco Cluj-Napoca. Pentru că la toate partidele pe care echipa giurgiuveană le dispută acasă, sala este plină de spectatori și de multe ori sunt fani care rămân pe afară, conducerea clubului CSS a decis să pună la dispoziția suporterilor bilete cu valoare zero. În acest fel se dorește să se țină evidența tuturor celor care intră în sală, dar să se și împiedice neplăcerile apărute la ultimul meci de acasă, când sala a fost închisă și la pauză. Pe biletele fără valoare vor fi menționate sectorul, rândul și locul fiecărui spectator, iar în momentul în care biletele au fost epuizate, sala se va închide. Pentru meciul de luni, cei care vor să fie în tribune trebuie să știe că biletele vor fi disponibile începând cu ora 16:45, în fața intrării principale, iar accesul în sala de sport se va face cu o jumătate de oră înainte de începerea partidei.